În cadrul ședinței de Consiliu Local a fost aprobată menținerea prețului local al energiei termice facturată populației de 186,97 de lei fără TVA în perioada 1-30 aprilie 2023. Totuși, ploieștenii vor plăti mai mult gigacaloria în condițiile în care TVA-ul perceput în perioada sezonului cald este de 19% față de 5% în perioada sezonului rece. Totodată, la propunerea primarului Andrei Volosevi, s-a aprobat acordarea subvenției pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei facturată populației pentru perioada 1-30 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile contractuale.